Așa este, iubiți frați și surori, mare este Dumnezeul nostru, numele Lui să fie binecuvântat. Am înțeles că seara aceasta este o seară pentru tineri și vreau să mă supun ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă, gândindu-mă la lucrarea despre care s-a citit, gândindu-mă la tineretul bisericii, gândindu-mă la responsabilitatea și la promisiunea Domnului Iisus și la încrederea care El o are în noi. Mă duc cu gândul când Domnul Iisus a vorbit contemporanilor Săi, căci vreau să vă fac geloși, stimați tineri, iubiți frați și surori, spune Domnul Iisus în felul următor, celor din vremea Lui: Împărăția Lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Ce încredere a avut în noi! S-a vorbit aici și sigur va fi corelare între cele două pasaje. Aceasta mi-a dat un mai mare imbold în această dupămasă. Mă limitez, sigur, sunt conștient de timpul care ne presează și eu sunt de principiu cu un mare adevăr, se poate spune și în cuvinte mai puține. Domnul să ne ajute să înțelegem. Domnul are încredere în noi. Dar vreau să vă spun, stimați tineri și iubiți frați și surori, că Dumnezeu se folosește de oameni. Când Domnul vrea ca să ridice din nou zidurile Ierusalimului, pune în inima lui Neemia un foc. Așa e Dumnezeu. Când are o lucrare de făcut, pregătește niște oameni ca ei să pună umărul în lucrarea lui Dumnezeu. De aceea vreau să-i conștientizez pe tinerii care sunt prezenți aici în această seară. Este seara lor. Este vremea lor. Întotdeauna, dacă vă uitați la mișcările care se fac în lume, tineretul este forța. E puterea, e motorul. Și bătrânii sunt frâna, și așa trebuie să fie. La motoare puternice, sunt frâne puternice. Nu se poate fără frână. Și eu vreau să fiu în seara aceasta atent și la accelerație și la frână. Doamne, ajută-ne! Stimați tineri, Domnul pune un foc. Dar să nu credeți că în lucrarea lui Dumnezeu poate să intre oricum, oriunde și indiferent cum este. Nu se poate așa. Dumnezeu pregătește oamenii pentru că lucrarea este mare. Așa a spus Neemia. Vreau să vă citesc, sunt câteva versete în continuare pe care eu le voi folosi în seara aceasta. Spune aici: Am zis marilor dregători și celuilalt popor, versetul 19, nu s-a citit în seara aceasta, dar îl citim: Lucrarea este mare și întinsă. Noi suntem risipiți pe zid departe unii de alții. La sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi spre locul de unde o veți auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Slăviți să fie! Iubiți frate, surori, lucrarea e mare, întinsă. Dumnezeu are nevoie de oameni. Dar oamenii aceștia trebuie să se lase pregătiți în școala lui Dumnezeu. Orice mlădiță care aduce roadă, foarte interesant, noi ne mulțumim, dacă aduce roadă, e bine. Nu, orice mlădiță care aduce roadă, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al eficienței, vrea mai multă roadă. El o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Vreau să înțelegeți aceasta. E Dumnezeul nostru care caută rod, un gospodar. Așa îl prezintă Domnul Iisus în pilda vierilor. A sădit o vie și a trimis robii să caute rod, să-i aducă rezultatul. Pilda talanților, dacă vreți. I-a chemat pe rob după ce a împărțit averea la fiecare după putere, a spus: puneți-i în negoț, când mă întorc, vă cer socoteală. Și le-a luat și le-a cerut socoteală la întoarcere și fiecare a trebuit să justifice ceea ce a lucrat pentru Domnul. A fost și cel care i-a fost frică și a îngropat talentul acela. Stimați tineri, Domnul vă pregătește pentru o lucrare care vă stă în față. Pune Dumnezeu un foc în inima lui Neemia. Nu vrea să se exteriorizeze. Era periculos ca el să apară în fața împăratului. Era paharnicul împăratului. Se îngrijea de tot ce consuma împăratul ca și băutură. Era o mare responsabilitate. Pentru că se făceau tot felul de lovituri de palat și una din metode era să strecori o travă în băutura împăratului. Paharnicul trebuia să verifice și el lua primul din pahar și apoi dădea împăratul.
turna din aceeași băutură întâi în paharul lui, gusta în fața împăratului și apoi dădea împăratului să bea. Și într-o zi, Neemia, când Dumnezeu pune focul în inima lui, deși trebuia să fie vesel, deși trebuia să fie bine dispus, inima lui era tristă, se uită împăratul la el, inima lui Neemia începe să bată, n-avea voie să fie trist. Nu cumva în inima lui să fie vreo răsturnare, vreo coaliție a cuiva să răstoarne pe împărat și inima a început să-i bată cu putere. Împăratul îi spune, Neemia, ce-i cu fața ta tristă? Ce-i cu tine? Și m-am rugat, spune el, în duhul meu ca Dumnezeu să-mi dea putere. Și a zis, cum să fiu vesel când cetatea părinților mei stă îngropată, porțile arse de foc, inima mea bate pentru Ierusalim. Vrei să pleci? Când vrei să pleci? Foarte repede împăratul, pentru că Dumnezeu a lucrat la inima lui, îl trimite pe Neemia să facă această lucrare. Dar vreau să știți, iubiți tineri, că Dumnezeu pregătește oameni pe măsură, pentru o lucrare pe măsură. Slăviți să fie Domn! Gândiți-vă la Ioan Botezătorul. Ce mare lucrare! Cel mai mare om născut din femeie, pregătit în școala lui Dumnezeu. În meditație, în pustie, se hrănea cu lăcuste și miere, îmbrăcat cu un brâu, îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă și încins cu un brâu de curea. Medita la cuvântul lui Dumnezeu. Și când l-au întrebat, cine ești? Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului. O mare lucrare. A strălucit pe cerul lui Dumnezeu ca o stea, pregătind drumul Domnului nostru Iisus Hristos. Și el a spus Ioan Botezătorul, el trebuie să crească, eu trebuie să mă micșorez. O lucrare pe măsură, un om pregătit de Dumnezeu pe măsură. Slăviți să fie Domn! Vreau să vă spun, stimați tineri, fratele mi-a sugerat în această seară, vă rog să mă scuzați, nu este timp suficient, mi-a spus să povestesc ceva din trecutul meu, din modul cum am întâlnit cu soția mea, cum Domnul ne-a folosit în lucrarea lui Dumnezeu. Vă promit că o altă ocazie vom intra în detaliu, dar vreau să vă spun, Dumnezeu a lucrat în viața mea și m-a pregătit pentru lucrarea lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domn! Nu o spun ca o laudă, dar o spun tinerilor. Deși ar fi trebuit, fiind dintr-o familie săracă, să nu am acces la școală, dar Dumnezeu m-a ajutat. 5 ani de liceu, 5 ani de facultate, 2 ani la București, 3 ani la Timișoara, am văzut mâna lui Dumnezeu și călăuzirea lui Dumnezeu. M-am întâlnit cu soția mea, care era studentă la București, care atunci când a văzut carnetul meu prima dată, cu primele 3 note care le-am luat la examen, 2 de 7 și 1 6, a spus, notele astea sunt cam mici, trebuie să înveți. Ea a luat examenul de stat după anul 3 de facultate cu 10. Vreau să vă spun, și e primul meu gând în această seară, Dumnezeu pregătește oameni. Uitați-vă la cei 3 tineri din Babilon. Vă rog să deschideți în cartea lui Daniel, ca să-mi argumentez ceea ce vă spun. Să vă pregătiți. Dumnezeu are nevoie de oameni inteligenți, pregătiți, care să spună cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că în armată, ofițerii m-au testat, dar am știut să răspund așa cum trebuie să răspund ca și copil al lui Dumnezeu. Era o vreme când era interzisă credința, nu aveam mare acces. Au fost probleme când oamenii din școală au pus întrebări încuietoare, au încercat să mă închidă cu întrebările lor. Dar eu am rămas cu Dumnezeul meu și am arătat întotdeauna spre Dumnezeu. Numele Lui să fie glorificat. Sunteți într-o țară străină, poate că ziceți, dar de ce ne spui, frate, despre cei 3 tineri? Voi aveți un alt statut, ei erau robi într-o țară străină. Dumneavoastră nu sunteți robi, sunteți cetățenii acestei țări, aveți acces și trebuie să spuneți oamenilor despre Dumnezeu. Iată ce spune Biblia. Împăratul a stat de vorbă cu ei după ce 3 ani de zile au fost pregătiți în școala împăratului, dar dintre toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria, de aceea ei au fost primiți în slujba împăratului. Și ascultați, este cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să fiți pregătiți pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu pregătește oameni pe măsură. Neemia a fost un om pe măsură și a făcut lucrarea lui Dumnezeu. Iată ce spune aici. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. S-au pregătit, fraților.
Dumnezeu pregătește oameni pe măsură. Când au stat în picioare și împăratul s-a supărat și zis, băi, voi în adins faceți asta? Daniel m-a rugat să vă dau treburile ținutului Babilonului, eu v-am ridicat la rang în împărăția mea și voi în adins faceți aceasta? Împărate, vreau să-ți spun ceva. Prea multe explicații noi nu vrem să dăm. Noi avem un Dumnezeu și nu ne închinăm chipului tău de aur. Și dacă nu ne scapă Dumnezeu, El poate să ne scape, a spus. Au spus ei trei tine. Ce curaj au avut fraților, dar l-au cunoscut pe Dumnezeu. Și Neemia, de asemenea, l-a cunoscut pe Dumnezeu. Vreau, stimați tineri, să vă lăsați în mâna lui Dumnezeu, să vă pregătiți citind cuvântul lui Dumnezeu, să cunoașteți Scriptura. Nu este voie ca un tânăr să nu știe ce scrie în Biblie. Vor întreba și mă uiți la locul meu de muncă. De exemplu, fac o paranteză, zic colegii, măi, e adevărat că scrie în Scriptură de rasa galbenă? Măi, oameni buni, nu scrie așa ceva. Vă spun eu ce scrie în Scriptură, vorbește despre calul galben. Dar nu se spune, o să vină chineze peste noi sau nu știu ce, nu se spune asta. Ei vin cu interpretare, aud și ei ceva că ar fi scris așa în Scriptură. Noi trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Vremea care urmează este o vreme de lepădare de credință și satana va încerca să vină cu o parte din Scriptură. Dar noi trebuie să răspundem cu adevărul curat al Scripturii. Trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus l-a înfruntat pe satana cu Scriptura. Diavolul a venit și a spus, dar e scris, aruncă-te. Nu scrie, aruncă-te. E scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Scrie acolo, El va porunci îngerilor săi să te păzească ca nu cumva să-ți lovești piciorul de pe o piatră. Noi trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Stimați tineri, pregătiți-vă pentru această lucrare care vă stă în față. Nu vă dați seama ce mare este bătălia. M-am uitat la pasajul acesta și vreau să citesc din cartea lui Neemia ceea ce s-a deschis în seara aceasta între noi, iubiți frați și surori, și aș vrea ca Dumnezeu să ne dea putere, să ne dea biruință, să înțelegem planul tainic al lui Dumnezeu. O mare lucrare, o mare frământare. Și vreau din toată inima să vă fac să înțelegeți în această seară că avem o mare responsabilitate și ca tineri al lui Dumnezeu, ca oameni pe care îi folosește, Dumnezeu îi pregătește pentru a-i folosi, noi avem o mare responsabilitate. Uitați-vă la omul acesta, Neemia. Pune Dumnezeu în inima lui focul acesta. Se duce la Ierusalim, face o inspecție a situației și începe să lucreze, începe să muncească. Dar omul acesta e conștient de responsabilitate și de pericol. Vă spuneam dimineață că răul acționează. Versetul 7 din citirea din seara aceasta. S-a îmbalat Tobia, arabii s-au supărat foarte tare când au auzit că dregem zidul. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Răul acționează, subtil. De multe ori noi nu ne dăm seama, dar viața copiilor noștri, viața tinerilor noștri și aici și în România este în pericol. Pentru că cel rău urmărește și vrea să anihileze puterea lui Dumnezeu și vrea să șteargă din inima copiilor frica de Dumnezeu, vrea să șteargă din inima copiilor responsabilitatea lucrării lui Dumnezeu. Dar Neemia s-a străduit și a conștientizat pe cei din vremea lui de această lucrare care este în fața lor și care Dumnezeu le cerea să o facă. Ascultați ce a făcut Neemia. Ne-am rugat Domnului Dumnezeului nostru, am pus o strajă zi și noapte care să ne apere împotriva loviturilor lor. Însă Iuda zicea, puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe, nu vom putea să zidim zidul. O luptă puternică. Dar omul acesta nu s-a lăsat. Îmi place așa de mult și îmi place cum s-a organizat el și vreau să mă adresez și părinților acestor tineri din adunare. Vreau să vă fac conștienți, iubita adunare, de responsabilitate. Vreau să mă adresez în această seară și slujitorilor care sunt în adunarea aceasta. Îmi place așa de mult când am citit încă o dată acasă și am citit în continuare lucrarea aceasta, îmi place așa de mult cum s-au strâns toți în jurul lui Neemia. Toți uniți. Biruința stă în unitate, iubiți frați și surori. Vreau să vă spun un secret. Toate problemele trebuie să treacă pe la păstori. Dacă te ferești de păstor, e un risc. Păstorul trebuie să știe
și El te poate ajuta. El este solul Domnului. Preotul este solul lui Dumnezeu. Gura lui trebuie să rostească înțelepciune și așa este. Dumnezeu să lase putere peste slujitori. Puterea stă în unitate. Uitați-vă ce spune aici. Sculându-mă, am zis mai marilor, nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte de Domnul. Versetul 13. Am pus în locurile cele mai de jos dinapoi a zidului și în locurile tari poporul pe familii. Vreau să vă spun că biserica este formată din familii. Dacă familiile se unesc, dacă familiile înțeleg mesajul din partea lui Dumnezeu, dacă mama și tata este atent cum pleacă fata de acasă spre adunare, cum pleacă băiatul de acasă spre adunare, păstorul nu ar mai trebui să aibă probleme cu tinerii din adunare. Mama și tata să vadă, poporul să fie concentrat la lucrarea lui Dumnezeu și familiile să fie conștiente că noi suntem ca niște celule în lucrarea lui Dumnezeu. Familia este ca o mică biserică. Domnul ascultă rugăciunea. Mântuitorul a spus, dacă doi se vor uni să ceară un lucru și arată prin aceasta că grupa de luptă începe de la cei doi, soțul și soția. Dumnezeu ascultă rugăciunea celor doi. Aduceți aceste rugăciuni înaintea Domnului. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Vreau să vă spun că noi am avut în biserica noastră un mesaj în sensul acesta în anii care au trecut, nu foarte de mult, când a spus să intrăm în post și rugăciune, pentru că diavolul a făcut un plan ca și pe vremea lui Estera, să lovească în familii 3 cazuri grave, spunea Duhul Sfânt, dar vă cer să intrați în mijlocire. Tot poporul a luat-o în serios. Am început să ne rugăm și să postim și vreau să vă spun, iubiți frați și surori, că prima încercare a fost în dreptul ginerului meu și un frate din biserică tânăr, mergeau cu mașina la evangelizare și într-o curbă a fost o gheață în asta care nu s-a așteptat nimeni să fie o zonă de gheață, s-au răsturnat peste cap, gândiți-vă că ginerele meu are 3 copii și fratele celălalt care era alături, tot un tânăr plin de energie, era căsătorit, ar fi rămas fiica mea văduvă cu copii, ar fi rămas soția acelui tânăr văduvă spre rușinea noastră și oamenii s-ar fi uitat și diavolul ar fi arătat cu mâna spre noi. Dar Domnul a dat biruință, slăvit să fie Domn. Și ce vreau să vă spun vis-a-vis de poști și de rugăciuni? Neemia a organizat poporul pe familii și s-au rugat. Cartea lui Neemia este plină de rugăciuni. Uită-te, Doamne, ascultă, Doamne, intervino, Doamne. Citiți acasă, e frumoasă această carte. Nu vă cere mult timp să citiți cartea lui Neemia ca să vedeți câte rugăciuni au fost acolo. Vă spun un secret vis-a-vis de post și rugăciuni. Eu am spus aceasta în biserică și vreau să vă predau lecția aceasta. Este o lecție simplă. Când se anunță post și rugăciune, eu am spus celor din adunare, pune întâi în cererea ta, înaintea lui Dumnezeu, problema care a fost anunțată de frați. Iar după aceea, pentru că vine în mintea ta gândul acesta, dar am și eu probleme, am și eu probleme de familie, vreau să aduc și problemele mele, vreau să vă sugerez, puneți după aceea, pe cererea dumneavoastră, problemele care le aveți în familie, să vedeți cum lucrează Dumnezeu în chip minunat, dar puneți întâi problema bisericii, problema pentru care poporul vine cu post și rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Eu mi-am imaginat că sunt introdus de cineva la un director. Știți cum este metoda în România? Te introduce cineva, mergi cu cerere la director, cum era pe vremuri să ceri o butelie, apartament, sau cum era atunci, și intrai în audiență la director. Vin din partea domnului Cutare, am o cerere la dumneavoastră, aș vrea să mă ajutați să capăt apartament sau să primesc o butelie. Și după ce directorul își dă seama că poate să te ajute, îți semnează cererea aceasta, dar tu, la ieșire, căpătând îndurare și trecere la omul acesta, te gândești la o problemă mai măruntă. Domn director, dacă tot sunt la dumneavoastră, tot este o fabrică de cherestea, aici rămân deșeuri, aș avea nevoie și de o mașină de deșeuri pentru casa mea. Am aici cererea, dacă se poate. Și în condițiile acestea, cei mai mulți au căpătat biruință și directorul a semnat și cea de-a doua cerere. Dacă voi care sunteți răi, spune Scriptura, și să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri, care știe ce avem trebuință, înainte de a rosti rugăciunile noastre. Vă sfătuiesc, iubiți frați și surori, când se anunță zi de post și de rugăciune cu poporul, cu biserica, aliniați-vă, puneți pe prima
pe primul rând această problemă în fața lui Dumnezeu. Iar după aceea aveți dezlegarea aceasta. Dumnezeu este Cel care ascultă rugăciunea noastră. El ne înțelege, ne iubim copiii noștri, ne iubim familiile noastre. Avem probleme care le aducem înaintea lui Dumnezeu. Spuneți-i lui Dumnezeu și problemele care le aveți. Și Domnul este Cel care se îndură. Numele Lui să fie binecuvântat. A adunat poporul, l-a strâns și a spus așa: luptați, luptați pentru frații voștri, luptați pentru fiii voștri, pentru fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Vă citeam dimineață cum Apostolul Pavel prezintă viața noastră ca o luptă și viața noastră ca un lucru pe care trebuie să-l facem. Dar în cartea lui Neemia, atât de interesant este pasajul acesta, spune: într-o mână țineau arma și într-o mână unealta cu care să zidească zidul. Au înțeles momentul. S-au aliniat cu toții și au dat seama. Noi ne-am oprit la versetul 15, ne-am întors cu toții la zid, fiecare la lucrarea lui. Dar nu se oprește aici. Lupta continuă. Era zidul la jumătate. Așa am citit în pasajul acesta. Iubiți frați și surori, lucrarea continuă. Noi suntem la o lucrare sfântă legată de Ierusalimul Ceresc. O lucrare superioară. Vreau să vă îndrept privirea spre această tainică lucrare. Scrie în cartea Apocalipsei să ne bucurăm că a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. O lucrare superioară a lui Neemia. Ei au făcut o lucrare pământească, au zidit un zid pământesc, au dres Ierusalimul de pe pământ, spărturile, porțile, au făcut o lucrare pământească. Noi avem o lucrare superioară. Suntem în călătorie spre patria cerească, spre Ierusalimul ceresc, mama noastră. Lupta este puternică, iubiți frați și surori, vrem să ne întâlnim în împărăția lui Dumnezeu. Vrem să vedem pe mielul, așa cum am cântat, și în limba engleză și în limba română sună extraordinar. Glorie mielului lui Dumnezeu. Cinste Domnului nostru Iisus Hristos. Vrem să ne întâlnim într-o zi cu El. Aici este unul mai mare decât Neemia. O lucrare mult mai înaltă decât lucrarea de la Ierusalim. Pregătirea noastră pentru cetatea eternă, pentru noul Ierusalim. Vreau să vă citesc câteva pasaje. Așa de frumos se încheie Cartea Sfântă în Apocalips și vreau să vă citesc, să vă încurajez. Moise, omul lui Dumnezeu, a privit spre răsplătire. Iosif, înaintașul lui, a spus: într-o zi Dumnezeu va cerceta pe poporul său și vom ieși din Egipt, să luați și oasele mele, să le duceți, să le mormântați în Israel. Cu gândul acesta a plecat din lumea aceasta. Și scrie Scriptura că Moise a poruncit și oasele lui Iosif au fost luate și duse spre Canaan. Era o credință. Se încredeau în Dumnezeu. Au crezut într-o zi în eliberarea pe care o va aduce Dumnezeu. Cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, e aproape să se împlinească ceea ce spune Cartea Apocalipsei. Vă rog să deschideți împreună cu mine la ultimile capitole din Cartea Apocalipsei. Repet, suntem în călătorie, suntem într-o luptă, suntem într-o construcție. Noi suntem clădirea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune așa de frumos: eu am pus temelia ca un meșter iscusit, fiecare zidește deasupra, dar pot să fie materiale din două categorii, a spus apostolul. Atenție ce zidiți deasupra. Puteți să zidiți aur, argint, pietre scumpe sau puteți să zidiți fân, paie, trestie, lemn. Cea mai repede casă care poți să o construiești, o poți să o construiești din baloți de paie. În două zile ai ridicat-o. Ai acoperit-o cu ce poți, cu niște stuf și ai făcut o casă. Dar dacă vine un fulger, dacă vine un trăsnet, dacă vine un foc, se rămâne un pumn de cenușă. Asta vrea să spună apostolul acolo. Fiecare să ia seama la ceea ce zidești. A pus temelia, este pusă și temelia nu este alta decât Domnul nostru Iisus Hristos. Numele Lui să fie binecuvântat. Domnul să ne ajute să construim, să zidim pe temelia aceasta lucruri de preț. Mă duc spre Cartea Apocalipsei, capitolul 21.
Am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut, coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Va șterge orice lacrimă din ochi. Știe Dumnezeu lacrimile noastre. Tu numeri pașii de pribeag, spunea David, și strângi lacrimile mele în burduful tău. Știe Dumnezeu lacrimile noastre. Dar atunci va șterge orice lacrimă din ochii lor. Moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Așa este, sunt adevărate. Ne așteaptă această răsplătire. E o luptă puternică. Citim mai departe, iubiți frați și surori. Haideți să continuăm, zice, și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat, versetul 10, cetatea sfântă, Ierusalimul care se cobora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Net superioară lucrarea. Deosebit această lucrare. Merită să-L slujim pe Dumnezeu, iubiți frați și surori. Merită să luptăm și să lucrăm cu arma în mână și cu unealta în mână. În post, în rugăciune, în veghere, strânși în jurul slujitorilor lui Dumnezeu. Cei care sunau din trâmbiță erau lângă mine. Era lângă mine cel care suna din trâmbiță. Asta înseamnă prorocii. Prorocul nu este în contradicție cu păstorul, păstorul nu este în contradicție cu prorocul. Același Duh ne călăuzește. Numele lui Dumnezeu să fie binecuvântat. Să ne strângem, iubiți frați și surori. Vrem să intrăm în noul Ierusalim. Lupta este mult, mult, mult mai puternică. Diavolul ne urmărește. El a venit de acolo. El cunoaște locul și nu vrea să mergem. Îi mânios, îi gelos. Nu vrea să ajungem. Se luptă din toată puterea. Răcnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Așa scrie Scriptura. Dar noi vrem să ajungem acolo. Noi suntem copiii Domnului nostru Iisus Hristos. Suntem mireasa Lui pregătită și împodobită cu sculele ei. Așa spune Scriptura. Citesc mai departe. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă. Ca o piatră de iaspis, trevezie ca cristalul. Era înconjurată cu un zid mare și înalt, avea 12 porți și la porți 12 îngeri. Și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Spre răsărit 3 porți, spre miază noapte 3 porți, spre miază zi 3 porți, spre apus 3 porți. Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Toate sunt în ordine. Fiecare la locul lui. Așa spunea în cartea lui Neemia. Ne-am întors la lucru, fiecare la locul lui. Apostolii la locul lor, presbiterii la locul lor, prorocii la locul lor, mijlocitorii la locul lor, cei care se roagă, cei care mijlocesc, învățătorii la locul lor, învățătorii de copii, dirijorii la locul lor, fiecare la locul lui. O persoană n-a fost mulțumită cu poziția ei, a vrut mai mult și a spus, vreau să mă sui mai sus, pe vârful norilor, vreau să fiu ca Dumnezeu. Era dirijorul. Flautele, alăutele erau pregătite pentru ziua în care ai fost făcut. Erai ca un heruvim ocrotitor cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele lui Dumnezeu, dar ai zis în inima ta, n-a fost mulțumit. Noi vrem să rămânem fiecare la locul nostru. Și când va veni Domnul Iisus Hristos, va spune, vino, slugă bună și credincioasă. Ai fost credincioasă peste puține lucruri, peste multe te voi pune. Intră în bucuria stăpânului tău. Vreau să rămâneți cu imaginea aceasta frumoasă din cartea Apocalipsei. E o lucrare extraordinară. Stimați tineri, Domnul vă cheamă, Domnul vă caută, pregătește oameni deosebiți pentru lucrări deosebite. Stai la îndemâna lui Dumnezeu. Stai în școala lui Dumnezeu. Știi ce spune Psalmul 105 despre Iosif? Îmi place așa de mult de tânărul acesta. Și aș putea să continuăm lista aceasta cu Estera, despre care vă spuneam dimineață, cu tânăra aceea din casa lui Naaman Sirianu și alte personaje din Scriptură care și-au înțeles chemarea. Spune Psalmul 105 și cu aceasta vreau să închei. Pentru că noi suntem testați, noi suntem încercați. Dumnezeu nu mai duce, nu mai pune în rai oameni neîncercați. L-a pus pe unul și a căzut la examen.
Adam a căzut la examen, dar el nu mai duce în împărăția lui oameni neîncercați. Spune aici Psalmul 105 și vă rog să cugetați la omul acesta deosebit, Iosif, pe care Dumnezeu l-a format în școala lui. Ascultați! Le-a trimis înainte pe un om, Psalmul 105, versetul 17, dacă se poate afișa, vă rog. Iosif a fost vândut ca rob. I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. M-am gândit, în închisoare, pe nedrept, vândut de frații săi, pe nedrept, având vise de la Dumnezeu. Dumnezeu i-a vorbit, dar tânărul acesta a stat la îndemâna lui Dumnezeu. Și așa de frumos, stăpânitorul popoarelor, faraon, se uită la el, ieșise din închisoare, s-a barberit, s-a îmbrăcat, 30 de ani avea, arăta bine, îl imaginez așa, un om înțelept. Nu spune, oameni buni, puneți-mă pe mine. El a spus, Dumnezeu a vorbit de două ori, lucrul e hotărât. E unul și același vis. Dumnezeu ți-a arătat, faraon, ce să faci. Vine o mare foamete, dar înainte Dumnezeu trimite 7 ani de belșug. Alegeți un om. Puneți deoparte a cincea parte, foarte înțelept, foarte inteligent. Cu adevărat, a cincea parte este cota necesară pentru dezvoltare. Noi dăm zeciuiala, a zecea parte, dar pentru dezvoltare, așa este, pentru acumulare, a cincea parte. Puneți deoparte a cincea parte din belșug, strângeți greu, strângeți produsele, păziți-le bine, închideți-le în cetăți, că va veni această foamete. Dumnezeu va arăta ce să faceți. Alegeți oameni, puneți un om să țină evidența și să faceți economie, pentru că vine ceea ce va vorbi Dumnezeu. Și faraon spune, nu mai căutăm, tu ești omul acela. Tu ai în tine Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Dumnezeu îl ridică. Stăpânitorul popoarelor a trimis să-i ridice povara și l-a pus domn și stăpân peste casa lui, spune Psalmul 5 în continuare. Stimați tineri, vă stă în față o lucrare deosebită. Eu cred, am încredere în voi că veți lucra pentru Dumnezeu. Noi ne ducem generația aceasta, trebuie să ne ducem. Așa cum la rândul lor, generația trecută, au mers pe drumul care merge toată lumea și a trebuit să venim noi la rând și să ducem mai departe cuvântul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu și Domnul s-a folosit de noi și Domnul se va folosi de noua generație. Repet, am încredere și știu că Dumnezeu va lucra. Întăriți-vă, îmbărbătați-vă, nu lăsați ca mâinile să vă slăvească. Este versetul cu care salutăm Biserica Betel, alte biserici și cu ocazia aceasta vă aduc și salutul. 2 Cronici, capitolul 15. E foarte bine venit acest verset în această zi. Repet, este salutul Bisericii Betel Arad pentru bisericile unde ajungem ca slujitori. Este din Cartea Cronicilor, voi citi, pentru că este încununarea, este încheierea învățăturii din seara aceasta legat de lucrarea care ne așteaptă, pe care Dumnezeu vrea să o facă prin noi, prin cei tineri care sunt acum la rând, Dumnezeu are nevoie de ei. Ascultați ce spune aici cuvântul Domnului. A venit Duhul lui Dumnezeu peste Azaria, fiul lui Oded, și Azaria s-a dus înaintea lui Asa și i-a zis, ascultă-mă Asa și tot Iuda și Beniamin, Domnul este cu voi când sunteți cu el. Dacă îl căutați, îl veți găsi, dar dacă îl părăsiți, și el vă va părăsi. Și acum ascultați versetul de aur. Voi, dar, întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Amin.